nu sunt lângă ea. Să-mi o strâng cu drag la piept și să-i sărut în mânuța. Azi e ziua mamei mele și eu nu sunt lângă ea. Să-mi o strâng cu drag la piept și să-i sărut în mânuța. La mulți ani, măicuță bună, din tot sufletul îți spun că doar tu îmi dai putere să pot să mai merg pe drum. Chiar dacă nu-s lângă tine, să-ți spun ce mult te iubesc. Doar tu-mi dai bune povețe și putere să trăiesc. De mult mi-aș fi dorit să fiu cu tine la masă, că niciunde în lume pâinea nu-i mai dulce ca acasă. Cât de mult mi-aș fi dorit să fiu cu tine la masă, că niciunde în lume pâinea nu-i mai dulce ca acasă. La mulți ani, măicuță bună, din tot sufletul îți spun că doar tu îmi dai putere să pot să mai merg pe drum. Chiar dacă nu-s lângă tine, să spun ce mult te iubesc. Doar tu-mi dai bune povețe și putere să trăiesc. Mama este numai una, cât de mulți ani ar avea. Bună ziua, dragilor! În această zi minunată, echipa Florăriale a revenit cu mare drag în localitatea de Ghereș să o felicităm pe doamna Maria cu împlinirea frumoasei vârste de 70 de ani și să-i urăm un sincer și călduros la mulți ani. Surpriza este pusă la cale din partea copiilor, nepoților, dar și strănepoților. Mergeți spre ei! Cumva încolo, da? Doamna Maria! Doamna Maria! Doamna Maria! Se poate la dumneavoastră? Da, se poate, ok. Bună ziua, bună ziua! Așa. Bună ziua! Așa. Vă uitați așa? Nu ne cunoașteți, bineînțeles, așteptam să... Haideți așa cu toți. Bună ziua. Haideți, doamna Maria, așa lângă noi un picuț. E bine? Stăm bine? Da? Așa, dumneavoastră sunteți.
Să mă prezint un pic întâi de toate, dumneavoastră sunteți soțul, da? Soțul Ilia. Dacă veniți așa în partea păi, acolo să vedeți, vă vedeți și dumneavoastră. Nu? Îmi cer scuze atunci, dar oricum, haideți și dumneavoastră acolo să vă vedeți așa în cameră. Să vă dați mai încolo să mă filmați, că o să mare. Nu-i nimic, nu-i nicio problemă. Așa. Bună ziua încă o dată, sunt de la Florăria Ale din Roman și am o surpriză pentru dumneavoastră. Surprize! Surprize! Am venit la dumneavoastră în vizită pentru că știu că sărbătoriți astăzi ziua de naștere. Da. Așa este, faceți 70 de ani. Da. Mulți înainte, multă sănătate și fericire, arătați foarte bine, să știți la vârsta care o aveți. Da, încă... Nu neapărat mare decât la suflet și la chip, sunteți o doamnă frumoasă și deosebită, felicitări pentru asta. Și să-mi spuneți, vă rog, avem aici câteva daruri pentru dumneavoastră. Cine ne-a trimis aici la dumneavoastră? Nu știu. Nu știți? Dar nu aveți oameni frumoși și care vă iubesc? Da, am destui. Așa, și oare nu are cine să vă trimite? Dar de la care? Exact, nu neapărat de la care, dar înseamnă că sunteți o mamă, o bunică și o străbunică iubită. Și surpriza vine din partea copiilor, nepoților, dar și a strănepoților, care nu sunt toți prezenți astăzi alături de dumneavoastră, să vă iubesc nespus de mult și vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți, ce veți face și ce ați făcut pentru ei. Și dacă se poate să vă înmân aceste daruri frumoase, să las un picuț aici tortulețul, să vă înmân întâi acest buchețel minunat de flori, pentru că o doamnă și așa este deosebită, însă când are un buchețel de flori în mână, este mai specială. Aici sunt trandafiri de săpun care sunt și mirositori, așa să fiți și dumneavoastră. Veșnică mereu pentru cei dragi care vă iubesc. La fel avem și un tortuleț, cu masa de sărbătoare nu trebuie să treacă fără un tortuleț. Așa și nu unul așa, este unul mai deosebit și mai exact aici este și poza dumneavoastră, așa sunteți și aici frumoasă, vedeți? Așa, și dacă să-l pun așa aici, așa o să-l pun aici, ca să serviți pe toată lumea. Nu știți, v-am și spus că de la copii. Toți cei care vă iubesc și vă doresc multă sănătate. La fel avem aici și un coș de fructe, căci în această perioadă trebuie să ne vitaminizăm, da. Să mâncăm foarte multe fructe. Ca cei dragi să vă puneți-l așa aici pe scăunie, ca cei dragi să vă găsească frumoasă și plină de sănătate. Asta. Și la fel aici mai aveți un cadou, ceva mai special, ceva mai deosebit. Este la fel pentru dumneavoastră. Să purtați sănătoasă și multă fericire. Multă sănătate și fericire. Este ceva frumos, da? Haideți să-l puneți acolo, așa, pe mână, să fie frumos, așa. Așa. Au ghicit și mărimea, nu? Nu mai rămas. Nu este unul și este foarte frumos și special. La fel cei dragi mi-au trimis și un mesaj de felicitare. Foarte multe cuvinte frumoase și emoții și de urât de numai bine către dumneavoastră. Și dacă se poate să-i dau citire acestui mesaj? Iubita noastră mamă, primește cele mai calde felicitări cu ocazia zilei de naștere. Îți mulțumim nu numai astăzi, ci în fiecare clipă din viața noastră. Ești cel mai minunat om din toată lumea. Ești cea mai bună și cea mai frumoasă mamă. Ne-ai sprijinit întotdeauna. Te-ai bucurat cu sinceritate de toate succesele noastre, iar la rândul nostru te vom răsplăti cu ajutor. Îți dorim ca această zi să fie extraordinară și să-ți amintească mereu și să-ți rămână mereu în memoria noastră, în memoria noastră, să fii fericită, sănătoasă, iubită, apreciată și mereu cu zâmbetul pe buze. Chiar dacă suntem departe, îți urăm să fii alături cu sufletul, în fiecare, în această zi. La mulți ani fericiți, cu mare drag și dor, copiii, nepoții, dar și strănepoții, că sunteți și o străbunică, felicitări și văd lacrimi în ochi. Să știți că ei nu sunt alături de dumneavoastră, fizic nu sunt, dar cu sufletul sunt acasă. Să știți că unde este mama, acolo este totul pentru ei. Și nici o viață întreagă nu să le ajungă să vă mulțumească pentru tot ceea ce ați făcut și faceți în continuare. Au unde reveni, căci casa părintească le aduce aminte de tot, de copilărie, de momentele frumoase când dumneavoastră nopțile nu le dormeați și grija pe care le-o purtați. Ei acum nu ne aud, dar dacă doriți să le transmiteți ceva... Mulțumesc de toată inima și... Îmi pare că nu s-a alături de...
să vă dau o îmbrățișare. Nu sunt alături de dumneavoastră. Îți au dorit să fie cu sufletul astăzi. Da. Și sper că am reușit să-i aduc. Și eu la fel, să fie cu sufletul la ei și cu gândul la numai la dânșei sunt. Așa este. Cu siguranță o mamă și până la adânci bătrânețe îi va purta grija copiilor și îi va alina și va suferi odată cu ei când vor avea necazuri. La mulți ani cu multă sănătate și fericire. Mulți, mulți ani de acum încolo. Măcar încă jumate de cât aveți acum. De ce nu? Să vă găsesc să... Da, să fiu alături de ei. Așa este. Așa. La fel de sănătoasă și frumoasă cum sunteți astăzi. Da, mulțumesc. Măcar la 100 de ani, la fel vor veni și eu, dar voi veni și copiii în spatele meu. Să fie fericirea și mai mare. Mulțumesc. La mulți ani cu mare...